investitor din domeniul imobiliar și-au anunțat intenția să construiască în Pitești un nou ansamblu rezidențial. În acest sens, Consiliul Local al Municipiului a aprobat planul urbanistic zonal pentru un teren de 16.000 de metri pătrați din zona străzii Capitan Ion Cuțui din cartierul Negru Vodă. Potrivit documentului adoptat, în zona respectivă vor putea fi construite blocuri de locuințe înalte de cel mult 7 etaje. Lacul de acumulare Pitești este golit începând de astăzi. Mai multe persoane au profitat de golirea controlată a lacului, au intrat în mâlul format și au adunat pești cu sagii. Amintim că lacul este golit, controlat și total în perioada 2-4 mai 2017. Măsura a fost luată de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea pentru a permite desfășurarea unor lucrări de apărare de mal la Parcul Lunca Argeșului. Municipalitatea Pitești alocă bani pentru cumpărarea în acest an de noi mașini și utilaje pentru curățenie și întreținere pe domeniul public. S-a decis achiziționarea mai multor echipamente, printre care o automăturătoare cu funcții de spălat și aspirat pentru străzi și un tractor cu remorcă și lamă pentru dezăpezire și împrăștiere de material antiderapant. Mai mulți angajați ai Poliției Locale Pitești vor beneficia în acest an de 6 zile suplimentare de concediu de odihnă. De concediu suplimentar vor avea parte personalul care lucrează pe calculator, arhivarul, paznicii și magazionerul, dar și directorul general al Poliției Locale Pitești, Valerica Nicolae, și adjuncții acestuia. Prin hotărâre de Consiliul Local, un teren din zona străzii Constantin Stătescu, cartierul Negru Vodă, a fost declarat de utilitate publică pentru amenajarea aici a unei noi parcări. Municipalitatea nu precizează termenele de execuție și nici numărul de locuri pe care îl va avea viitoarea parcare.